Capitolul 2 Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul slavei, căutând la fața omului, căci de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare, și intră și un sărac, îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și îi ziceți tu șezi în locul acesta bun. Și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare. Sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă supresc și vă târăsc înaintea judecătoriilor? Nu bat jocoresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească, potrivit scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar, dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege ca niște călcători de lege. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis: să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei. Căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Frații mei, cei folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire. Și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Tot așa, curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli și a scos afară pe altă cale? După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă.